Salut, Toni! Suntem alături de vechiul și viitorul jucător al Rapidului până în 2025. Ai semnat noul contract. Cum te simți în acest moment? Salut, Alex! Mă bucur că am semnat noul contract. Sunt foarte fericit că voi continua la echipa mea de suflet, la Rapid București. Este o mândrie și onoare să port în continuare tricoul Rapidului și sper că alături de echipă și de staff să avem evoluții foarte bune și personal să-mi ajute echipa cât mai mult, să înscriu și să am cât mai multe asisturi. Ești unul dintre cei mai vechi jucători ai Rapidului, ai venit în Liga 3-a, ai trecut prin Liga 2-a în două sezoane, acum ești în Liga 1-a. Cum a fost tot acest parcurs pentru tine? Pentru mine a fost o perioadă foarte frumoasă, o perioadă grea, am muncit foarte mult alături de colegii mei pentru a fi în momentul de față în prima ligă, pe primul loc. Este o muncă foarte, foarte nevoioasă, dar tot ceea ce facem aici, facem din suflet pentru club, pentru suporteri și pentru noi este onoare orice meci jucat alături de suporteri. Cred că am ales Rapidul din suflet și cred că Dumnezeu mi-a dat răsplata aceasta să fiu aproape meci de meci aplaudat de suporteri, s-au criticat și criticile m-au motivat foarte mult, m-au făcut mult mai matur, dar v-am spus, a fost alegerea perfectă și mă bucur că am ales Rapidul în trecut, dar și în continuare. Suntem într-un sezon foarte important pentru Rapid, sezonul centenar, ne îndreptăm spre 100 de ani. Avem un început de sezon foarte bun. Cum ai caracterizat tu acest sezon și cum vezi desfășurarea lui până la final? Da, va fi un sezon foarte greu. Am început foarte bine, dar tot ce am făcut până acum este istorie. Trebuie să ne gândim la meciul pe care îl avem acum cu Mioveni de sâmbătă. Și va fi un campionat foarte puternic, un campionat greu. De la an la an, campionatul este din ce în ce mai bun. Echipele se mobilizează și ele foarte bine și cumpără jucători de valoare, dar noi dacă ne facem treaba și cum am făcut-o până acum, cred că vom face o figură foarte frumoasă în acest campionat, dar v-am spus, împreună cu siguranță vom fi, adică sper să ne atingem obiectivul prima dată, intrarea în play-off, iar după să visăm spre titlu. Tu personal ce obiective ai? Ai doar 22 de ani, ești foarte tânăr, încă mai și de învățat și de progresat. Dar ce obiective ai pentru acest sezon și unde te vezi tu pe câțiva ani? Obiectivele mele personale sunt să-mi ajut echipa cât mai mult, să am evoluții, constanță și să marchez meci de meci, să-mi ajut echipa cu asisturi, pentru că și un asist valorează cât un gol și sper să o fac mai bine, iar în viitor apropiat nu știu unde m-aș vedea, dar momentan vreau să mă antrenez foarte bine, să joc foarte bine, să fiu bine la Rapid, că după cu siguranță vor veni și ofertele. Te motivează în plus faptul că acum ai, să zicem, o siguranță că ești al Rapidului până în 2025? Da, mă bucur că clubul a avut mare încredere în mine și mi-a acordat încă un contract, prelungirea contractului. Le mulțumesc pe această cale, le mulțumesc și staffului tehnic, jucătorilor, suporterilor și sper că nu o să-i dezamăgesc niciodată și dacă cumva nu o să fiu mereu în forma cea mai bună, o să muncesc foarte mult să-i fac fericiți. Ce înseamnă pentru tine Rapid? Deja Rapidul înseamnă foarte mult pentru mine, pentru familia mea. Am crescut aici, pot să spun, am 4 ani și jumătate până în prezent. Mi-a mai prelungit acum contractul și înseamnă enorm. Înseamnă un stil de viață, mă mândresc că sunt la Rapid, mereu merg cu fruntea sus pentru că Rapidul este un brand în România și în Europa și cred că oricare dintre jucătorii din Liga 1 sau din afară, din străinătate, ar vrea să joace pe acest stadion alături de suporterii noștri și eu cred că pentru mine este cea mai mare mândrie să fiu aici. Mă bucur că sunt alături din familia Rapid, că am pus umărul să fim în Liga 1 și le mulțumesc tuturor care au fost lângă noi, lângă mine și sper să facem o figură frumoasă în continuare. Toni, îți mulțumim, îți urăm multă baftă în acești 3 ani, sperăm să ne bucurăm foarte des de performanțe și de victorii și multă baftă. Mulțumesc, Doamne!